Premierul Dacian Cioloș a declarat luni la Alba Iulia că e prea devreme să se discute despre o eventuală majorare a veniturilor în sistemul sanitar, în condițiile în care există un buget aprobat de Parlament la sfârșitul anului trecut, iar guvernul nu își permite să dezechilibreze situația bugetară. Întrebat într-o conferință de presă dacă există fonduri la bugetul de stat pentru acoperirea majorărilor solicitate de sindicatele din sănătate care au intrat luni în grevă japoneză, prim-ministrul a subliniat că guvernul trebuie să lucreze pe un buget aprobat de Parlament. Cunoașteți bine bugetul care a fost aprobat de Parlament la sfârșitul anului trecut și am spus că în acel buget trebuie să lucrăm. Deci acesta este bugetul. Nu avem de unde să luăm mai mult decât la rectificare dacă luăm de la un alt domeniu. Dar marja pe care o avem, bugetară, știți că este foarte restrânsă, pentru că, pe de o parte, s-au aplicat măsurile de relaxare fiscală și, în același timp, au crescut și salariile. Și în anumite domenii, inclusiv sănătate și educație, atât cât s-a putut anul trecut, dar și în administrația publică. Deci, guvernul trebuie să lucreze pe un buget care este aprobat de Parlament, a declarat primul ministru. Cu alte cuvinte, discuțiile au vizat soluționarea revendicărilor salariaților din sănătate și nu s-au finalizat cu un calendar concret și realist pentru rezolvarea acestor probleme.